Fabuloasa nunta anului 2024. Yanis Hagi a dus-o în finală pe Elena Tănase. Ziua de duminică a avut două evenimente grele pentru fanii fotbalului și primul dintre ele a fost nunta lui Yanis Hagi. Ceva ce n-a mai văzut nici Parisul. Toată crema sportului românesc, 700 de invitați și 10.000 de euro care au făcut ziua asta cu adevărat specială. Dar haideți să le luăm pe rând. Nu e nuntă fără roche de mireasă, absolut superbă, elegantă, cu trenă, la care Elena, de acum Hagi, a asortat un voal lung brodat și un buchet din bujori albi, care a costat undeva pe la 15.000 de euro. Și mirele a fost la 4 ace într-un costum de 5.600 de euro. La Biserica Sfântul Visarion și ulterior la Palatul Știrbei, unde s-a ținut fastosul eveniment, au participat o grămadă de invitați de marcă. Gică Popescu, Kira, sora lui Yanis, care a arătat și ea superb și a venit fără iubit la cununie. Mihaela și Mircea Joană, Gigi Becali, care a făcut un show de zile mari, că doar a fost nuntă macedonească, și soția sa, Luminița, Gabi Balint, Florinel Coman, Denis Alibec și Simona Halep au fost doar câțiva dintre invitații celebri prezenți la nunta prințului Hagi de la Palatul Știrbei. Iar mama Miresei, uitați-vă un pic la doamna Liliana Tănase. Păi mă scuzați, o fi Gică Hagi regele, dar și soacra mică este o regină. 8 camioane de flori, meniu pregătit de șefii Orlando Zaharia și Ștefan Popescu. Pe scenă au cântat PJ Vincent, Pindu și Cornelia Rednic, Smiley, dar și o formație venită din Grecia. 200.000 de euro a costat tot evenimentul. Și nu doar mirii au cheltuit, ci și invitații. Nu știu dacă ați văzut-o pe Simona Halep în această roche de 20.000 de euro. Ce să mai? Ceva frumos, ceva de bun gust, într-adevăr. Ceva ce mulți dintre oameni de rând din România și-ar dori.